Hei, bună seara, bună seara, fetelor. Ce faceți? Am decis să intru din nou în live. M-am mutat de pe Instagram, de pe TikTok m-am mutat pe Instagram. Am făcut acum puțin live pe TikTok și acum am hotărât, hai să fac și aici un live, să mă salut și cu voi. Pentru că am făcut mai înainte cu o oră și ceva, în urmă am mai făcut un live, dar mai fac unul. Ce faceți voi? De unde sunteți? Ce vă ocupați? Hai să facem cunoștință, pentru că așa sunt multe persoane noi care mă urmăresc acum pe mine și nu înțeleg cine este, ce face el, ce povestește, ce vorbește la atâta despre bani, despre produs, despre și cu dânsul, și cu viața lui. Hai să facem cunoștință. Salutare la toți care intră. Ce faceți? Cum v-a trecut ziua de azi? Este lumina în Moldova, ia scris. Salutare tuturor! Teo, Dina, Potapov, Augustina, cine mai este aici la noi? Consuela, Livia. Fetelor, ce faceți voi? De unde sunteți? Lica. Salut la toți care intră. Tatiana. Ia povestiți, de unde sunteți voi și ce faceți, cu ce vă ocupați, câți ani aveți. Hai să facem cunoștință. Hai să ne cunoaștem mai bine. Salutare, salutare. Ce faceți? De unde sunteți? Franța, oh, super. De unde mai sunteți? La moment, ok. Perfect, de unde mai sunteți? Hai scrieți aici în comentarii, de unde sunteți, cu ce vă ocupați. Chișinău. Eu sunt din Londra. La moment, sunt la universitate, am finisat lecțiile și acum am hotărât să mai stau aici să mai fac, este conexiuni bune la internet și zic să mai stau cu voi să mai vorbesc. Pentru că dacă ajung acasă, deja e târziu, mai mănânc ceva, dacă mă duc la sală, deja e noapte și nu o să reușesc. Mai bine deja stau cu voi și vorbesc acum. Salut la toți! Încă o dată, da? Tu, Dana, să înțeleg că ești de pe TikTok, da? Sau de unde? Pentru că eu m-am mutat de pe TikTok, m-am mutat pe Instagram. Salut la toți! I-am scris de unde sunteți, hai că vreau să văd de unde sunteți voi. Aha, super, bine că ai intrat, dar și mă urmărești. Asta e foarte bine. Hai, sunt 8 oameni aici, nu vă rușinați, vorbiți. De unde sunteți? Și apropo, iată, eu acum, ați văzut la mine, ați intrat, eu, de unde sunt toți oamenii ăștia? Din concurs, desigur, au intrat toți în concurs și au văzut că ce fac eu, cu ce mă ocup, da? Și mulți se abonează, mulți se dezabonează, care și cum ce vede și ce îi place, da? Și iată, vreau să-mi spuneți care este prima impresie, ce impresie v-ați făcut voi de profilul meu pe care l-ați văzut? Ați înțeles cu ce mă ocup eu, nu ați înțeles, vreau un feedback de la voi. Vreau să spuneți așa, sincer, deschis, ce ați înțeles voi, sau dacă în general ați înțeles ceva. La moment acasă cu un bebe de 8 luni și încă o fetiță de 4 ani. Super, Augustina. Foarte bine. Mă bucur. Apropo, sunt aici, iată, deja este o mămică care stă acasă și poate nu are o activitate. Dacă sunt persoane aici care nu au activitate, eu, ceea ce fac eu, este perfect. Eu am o doamnă, am o mămică din, ea locuiește în Austria și se ocup cu, iată, cu Coral Club, da, cu ceea ce fac și eu. Și ea, ca să înțelegeți, lucrează educatoare la grădiniță ziua și seara face prezentări despre beneficiile companiei Coral Club. Și generează niște bani destul de interesant. Nu am înțeles nimic. Ok. Bine, cineva nu a înțeles nimic. Cred că înțeleg oamenii. O, Adriano, vrei să facem un live? Ia zi. Ești aici? Domnul Adriano. Hai spune dacă ești aici și dacă vrei să intri să vorbim puțin cu oamenii despre business-ul din Marea Britanie. Ia zi, mai ești sau ai plecat? Sau, de fapt, nu poți să mă aud, nu poți să văd cine este. În fine, hai zi dacă răspunde, dacă nu, asta e.
vorbim mai departe. Dar restul de unde este? Ia-mi povestiți, vă rog frumos, de unde voi sunteți. Și dacă ați înțeles ce fac eu, cu ce mă ocup, iată, cineva spune că înțeles, cineva spune că nu înțeles. Și eu sunt din UK, Livia. Livia, dar tu ce faci, cu ce te ocupi? Cineva aici mi-a dat o cerere. Adriano, super! Hai să vorbim. Ei, bună seara, domnul Adriano! Bună, bună! În câteva minute am zis, tăman m-ai prins în timpul liber. Și am zis, I came out of the shower, so let's speak. Ce faci? Le povestești la oameni despre Coral Club, ori despre ce faci? Despre ce fac eu, pentru că eu acum am participat la un concurs și am o audiență nouă aici și vreau ca să înțeleagă ce fac eu, cu ce mă ocup, ce mă viez. Să vreau să-i întreb dacă înțeleg, dacă nu. Cam așa. Mai vorbesc despre beneficiile, ce faci, ce poți câștigi, ce persoane poți aderi la echipă dată. Acum. Atunci. Da, ne programăm și să avem și eu în conversație. Am văzut că faci acolo, da? Ce? În Moldova ai să iei pe pace. Da, something like that. Let me get my headphones. Give me a second. Anyway, we'll leave it like that. Let me get my headphones. We can have a chat. So, Dino, what have you learned in the last few months in London? It's on the platform. Adică sunt de ultima lună, da? Yeah, so what's happened for the last month in London? You've been progressing, taking over the world? Fac mulți cunoștințe cu oameni, multe relații și o să vedem pe viitor deja ce o să întâmplă. Aici am observat, eu am mai locuit în Nord. Acolo pot să spun că, da, era bine doar. Fac eu în Londra. Iată, nu știu să bine, ne-am văzut, am discutat. Acum facem niște interesant. Apară lumea. It's important. Cel mai interesant e important că înveți. Asta e primul lucru, din nou. Experiența adaugă la mult. Și cel mai important că să încerci. Știi cum mulți zic că ei vreau să vin și zic eu vreau să fac asta, dar... Da, ai dreptate. Dar tu ce recomanzi persoanelor care vin în Londra? Ce să fac? Să apuce de lucru, să apuce de învățat. Ce să fac ei care vin oamenii și vor să vorbi? My efforts are cutting you out. Yeah. Zic, te-am întrebat, tu ce recomanzi persoanelor care, iată, vin în Marea Britanie, vin în Londra, de exemplu, da? Ce să fac? Să lucreze, să apuce de învățat? Sau ce anume să fac? Și să înceapă? Dacă are ambiție, trebuie să facă de toate. Cel mai important, trebuie să facă orice, chiar de toate. Altfel, you have to study, you have to do everything. You have to network, just don't sleep. Sleep 4 hours a day, I guess, you know, it's that's the main thing. So, yeah, look, it's what's interesting, it's always good, you know, to have a chat, obviously, with young students who are always looking to expand and to grow. And I think that's the main thing for you, right, as well. So I think you got to focus on that. So what's important is that you're taking steps forward to educate yourself, to learn about business, to try to look for opportunities. And I think that's the main thing I'd recommend to everybody. So it's about jumping on and learning as much as possible, right? So I think that's your game, that's your thing. So you got to keep doing that. And most importantly, most people who are new to London, that's what they got to do. They got to learn as much as possible. They have to network as much as possible. They have to work. Listen, everybody's got a 9-to-5 job, right? So everybody's got to work. That's the whole thing. So if you're going to work and do a 9-to-5 job, then it's great. But don't forget, you have a lot of spare time. That's the bit where you got to be working hard and growing outside of your box. So I think that's the key element, right? So you've taken the step, you've come to London, you've looked for the opportunities, and you got to do that, do those 18-hour days.
And it's not specifically to be on the construction side, but it's to push the long hours. It's to do your 9 to 5 and then realize that after your 9 to 5, you have another 8 hour shift. And that 8 hour shift should be progressing yourself and pushing yourself forward. And yes, it hurts. It's hard at the beginning, but you just push through and then you grow more afterwards. So I think the key element is, from your experience, like, a lot of people should reach out to you and find out what you've been given, what you've been able to do. So I think that's the goal, right? It's about learning and understanding how far you've got from where you are now and how you should grow more. So, and most importantly, people need to make goals. So a lot of young students now, they need to make goals. They need to say, okay, I'm going to try to do the following. I want to grow. I want to open an idea or create a dream, right? Create your dream and decide on how to implement that dream. That's the key part of it. So that's the thing, you know. More connection. The much more connection you have, the easier it is for you to build your dream. Yeah, it is. Well, that's the key element, right? It's networking. So if you network, you'll have more access to people and you'll grow more. But Dino, on that note, I've got to head off. I've got a lot of paperwork to do. So I have a good day. And yeah, pass on some of your experience to others and explain how you're getting on, because you're literally at the beginning of the story where most people are. It's where they look for the answers for the questions. So feel free to share information of others, let others share it with you, and let them find a way to explain to each other how they can grow. Okay, thank you, Adriana, for your joining. See you later. Bye. Bye. Da, prieteni. Mersi lui Adrian încă că a intrat în acest live. Și cam așa. El povestea, ați văzut, a spus despre care este prima recomandare atunci când, iată, vii într-o țară străină, de exemplu, sau vrei să te dezvolți, da? Și prima care ar fi asta, și nu doar într-o țară, în general, unii nu te afli. Asta este relațiile pe care tu ți le faci. Cât mai multe relații ai, cu atât mai ușor îți este pe viitor să te dezvolți și să obții ceea ce... Și în primul rând să-ți pui un scop, da? Și atunci când tu ai un scop și plus cât mai multe relații îți formezi pe drumul în care mergi tu spre scopul tău, cu tot mai ușor îți este pe viitor. Iată, în felul următor totul lucrează. Și cam așa. Salutare la toți! Și da, iată, ceea ce fac eu, ceea ce promovez eu, afacerea pe care o dezvolt, multi-level marketing, da? Practic îți permite ca tu să-ți faci cât mai multe relații. Cât mai multe relații ai pe viitor, cu atât mai ușor îți este. Și având o echipă de oameni care se dezvoltă prin diferite domenii, cineva se dezvoltă în sănătate, cineva se dezvoltă într-o afacere, cineva se dezvoltă, să zicem, cineva e cosmetolog, cineva e nutriționist, cineva care și cum, care pe ce îi place lui, pe ce se dezvoltă. Cât mai multe relații ai, cu atât mai ușor îți este. Așa că nu fiți rușinoși, nu vă rușinați, nu fiți închiși în voi, dar fiți cât mai deschiși cu oamenii, vorbiți cu oamenii și în felul următor oamenii o să vadă că vă sunteți deschiși, sunteți comunicabili, sunteți pozitivi și o să vrei să lucreze cu voi, să fie cu voi. De acord că oamenii în mediul în care te afli e important. Da? Da, sunt de acord, Elena. Asta e adevărat. După live-ul lui Adrian, văd că s-a ridicat așa un boom de oameni, au intrat pe live-ul meu. Mersi mult, dar vreau să știu și voi de unde sunteți, ce faceți, cu ce vă ocupați. Hai să scrieți în comentariu. Și apropo, cine de aici care sunt cu voi, sunt aici cu mine, știu ce înseamnă multi-level marketing sau afaceri în rețea, ceea ce fac eu, ceea ce eu dezvolt, cine cunoaște. Frica de a face story, adică de a vorbi, e cea mai mare. Augustina, eu sunt de acord cu tine, asta este o frică, dar eu tot am avut-o de la început. Dar crede-mă că de atunci când tu faci asta de multe ori, ieși din zona de confort. Că asta, până la urmă, ieșind în story și vorbind, asta îți primești că tu ieși din zona ta de confort. Și făcând o dată, făcând de două ori, da? De două, de trei ori, poate la început nu o să primească, o să fie rușine, o să zici că ce am făcut mai bine, nu făceam. Dar crede-mă că o să faci prima dată, uite, prima dată tu îți primești cât atingi nivelul tău maxim. A doua oară făcând nivelul tău maxim care tu l-ai atins, păi deja el nu o să mai fie maxim, el deja o scoboare, da? A treia oară el o să fie și mai jos, a patra oară o să fie și mai jos, până când deja asta o să fie o normalitate pentru tine să faci, să ieși în story și să vorbești. De asta este foarte bine ca tu să mereu să-ți atingi nivelul tău maxim, ca el până la urmă coboare mai jos și deja asta devine o normalitate. Universitate, Milimea, două companii și lucrez în recrutare. Sunt în Coventry. Elena, super! Eu tot fac Milimea. Dar tu ce Milimea faci? Ia-mi povestește. Chiar sunt foarte curios de persoanele care se dezvoltă în același domeniu care mă dezvolt și eu. Chiar îmi pare bine. Și apropo, cine de aici din voi sunt în Marea Britanie sau să vă aflați psihotare? Și
Iată, eu astăzi am postat un video în care am explicat, așa, am dat un mic exemplu, cum poți face, care sunt posibilitățile financiare pe care poți le ai. Și am spus un lucru simplu. Să zicem, de exemplu, că ești un cosmetolog sau, iată, nu de mult am vorbit cu o domnișoară, o doamnă care se ocupă cu epilare cu laser, da, prestează servicii de epilare cu laser. Și am spus, uite, la tine vin 2-3 persoane, 5 persoane pe zi care fac, tu le prestezi serviciul dat. Și să zicem, tu să le prestezi, pe lângă serviciul pe care tu îl oferi, să zicem că tu o să le mai oferi și un produs care o să le îmbunătățească calitatea vieții, calitatea, sau tu, în primul rând, o să-ți îmbunătățești calitatea serviciilor tale, da? În felul ăsta. Și atât să dăm un exemplu, colagen, că cu toți și toți fetele să știe ce înseamnă colagen. Eu că recomandăm 30 de zile, timp de 30 de zile, de exemplu, să zicem 30 de colagene, sau hai să începem cu 10 colagene. Timp de 30 de zile să zicem că recomand 10 colagene. La sfârșit de lună tu o să beneficiezi de 300 de euro. Așa, un cashback din partea companiei pentru cei ce ai recomandat tu. Dacă faci 20 de colageniu, dacă recomanzi la 20 de fete, da? O să ai 700 de euro. Dacă recomanzi 30 de colageniu, o să ai 1200 de euro. Da? Adică deja este o sumă destul de interesantă care poți să o facă oricine, apropo. Și indiferent unde se află, că este ea în Moldova, că este ea în Italia, că este ea în Franța, poți să o faci în toată lumea. Adică niște sume destul de interesante. Și de asemenea, să zicem că faci tu 30 de colagene timp de 30 de zile și mai găsești o prietenă care la fel se ocupă cu, să zicem că e un cosmetolog, da? Și te duci la ea și îi spui, uite, eu fac asta, ai vrea să faci și tu asta? Și spune că da, aș vrea și eu. Și atât făcând tu 30 de colagene, adică promovând la 30 de fete timp de 30 de zile, să zicem 30 de colagene, da, tu ai apel 1200 de euro. Și persoana, prietena ta, la fel face asta. Și la fel are în jur de 30 de colagene pe timp de 30 de zile, da? Și la fel face și ea 1200 de euro. Compania, pentru că tu ai găsit un partener, te remunerează pentru asta, da? Și tu ai să ai 50% din suma ei. Adică tu ai să ai încă 600 de euro. Pe lângă tăi 1200 și plus 600, ai 1800 de euro. Iată dacă ai găsit un partener care face chestia asta. Este o sumă destul de interesantă. Da, nu e ușor să faci asta. Este destul de greu, pentru că trebuie să poți să ai skill-uri de comunicare, să poți să fii un specialist ca oamenii să aibă încredere în tine. Dar e real. Așa că dacă sunt persoane care le place ceea ce facem, puteți ceea ce fac eu, sau noi avem o echipă de oameni care sunt deja la mine. Am parteneri peste 11 sei. O prietenă m-a abordat cu colagen, dar mi-a spus că tu cumperi și mă ajuți să cresc. De ce să nu ne susținem reciproc? Coral, da? Da, Coral Club, dar ce ai uitat mie din vedere tu cu cumperi și mă susții reciproc? Păi, prietena ta, dacă ți-a spus ție că ai să o susții, poate pe o lună, da, ai să o susții, dar n-ai să poți cumpăra mereu colagen, adică trebuie să ai o sistemă prin care tu găsești persoane care să vrei să cumpere mereu, să zicem, produsele tale sau să apelezi la serviciile pe care tu le oferi, să devii un specialist. Așa că oamenii când vin la noi în echipă, noi creăm o strategie de dezvoltare, cum ai putea tu să faci asta lunar, pentru că, ok, să faci o lună, da, și luna viitoare noi îți mai faci și după asta ce faci, dar tu trebuie să mănânci în fiecare lună. Așa că noi creăm, în echipa noastră când vin oameni, noi creăm o strategie de dezvoltare, cum asta poți face, cum să te dezvolți, cum să generezi lunar, diferite instrumente de dezvoltare. Așa că atunci când vă alegeți o companie mele mie, în primul rând trebuie să atrageți atenție multe aspecte, dar unele din ele, asta este cu cine voi vreți să faceți această afacere. Da? Care sunt instrumentele de dezvoltare și dacă voi credeți în persoana aceea cu care voi să vă dezvoltați. Pentru că dacă voi vreți să faceți o afacere mele mie, dar aveți un mentor în care voi nu credeți sau nu luați de serios, da? Păi atunci nu o să vă fie foarte greu să vă dezvoltați. Dar atunci când voi aveți o persoană în care voi, în primul rând, respectați, în primul rând, vă prindeți o plăcere de la el să ascultați informația, da? Aveți încredere în el, păi atunci o să primească lucrurile interesante, da? O să vă dezvoltați foarte bine și o să meargă într-o armonie, într-o conglomerare, da? Adică fata vroia să ajungă la un nivel, mi-a plăcut sinceritatea ei. Super, foarte bine. Tu ce faci? Tu, de fapt, ai spus că te ocupi cu ceva acolo, companie, numai că nu știu ce companie e. Da, exact, mă gândesc la mele mie, dar nu știu ce companie să aleg, căci într-adevăr sunt multe. Da, sunt multe companii. Păi, în primul rând, haideți să vă dau un exemplu cum puteți voi să alegeți o companie mele mie. În primul rând, trebuie să atrageți atenție la două aspecte foarte importante, care eu, din punctul meu de vedere, care sunt. Asta este timpul pe piață și produsul. Și haideți să vă dau un exemplu. Timpul pe piață este foarte important ca să alegeți o companie care are, hai să zicem că sunt companii care abia au apărut, au 2, 5 până la 10 ani de zile, de exemplu, pe piață, da? Păi, din punctul meu de vedere, asta este o companie care este cam firavă, da? Și dacă voi să începeți să vă dezvoltați în această companie, păi, în primul rând, oamenii încă nu au
agreatul, da? Adică încă nu e 100% cu oamenii le place compania asta. În primul rând, ei încă nu s-au stabilit cu produsul, ce fel de produs folosească, ce merge, ce nu merge, încă nu sunt așezați pe piață. Și din cauza asta, ei sunt toate șansele ca compania cu care voi o să începeți, într-o zi, într-o bună zi, să nu mai existe, da? Sunt toate șansele. A doua, termen mediu, da? Atunci când alegeți o companie de 20-30 de ani deja, da? Care deja cât de cât s-a stabilit pe piață, deja este clar cu produsul, deja oamenii au acceptat-o, deja oamenii au încredere în produsul ăsta, în compania dată, da? Păi atunci este mai ușor să vă dezvoltați. Mersi mult, pa-pa! Este mai ușor să vă dezvoltați în așa o companie care deja este, are un termen mediu pe piață, termen mediu pe piață pentru o companie mele, asta este de 20-30 de ani. Iată în felul următor. Deja este altfel, deja puteți vă dezvoltați mai ușor în așa o companie. Și desigur că aveți încă loc unde puteți creșteți, pentru că 20 de ani pentru o companie mele asta este tânără, încă aveți toate șansele să vă dezvoltați în toată lumea, aveți loc acolo, da? Și desigur sunt companii pe termen lung, termen mari deja, care au, zicem, 100 de ani. Sunt companii care, mele mie, care deja au peste 100 de ani. Păi acolo este foarte greu să te dezvolți, pentru că, din punctul meu de vedere, pentru că deja, practic, totul e stabilit, fiecare are locul lui deja, lumea știe produsul, deja e supra-saturată de produs, poate deja, dar înțelegeți, și este cam puțin mai greu să vă dezvoltați în așa o companie. Ce, pentru mine, părerea mea, o companie care are 20-30 de ani este ideală și puteți să căutați așa o companie în care puteți să vă dezvoltați. De asemenea, al doilea aspect este produsul. Trebuie să alegeți o companie în care, în primul rând, să atrageți atenție la calitatea produsului, la prețul produsului, la... Și nu totdeauna, să știți, întotdeauna prețul, dacă e un preț ieftin, asta nu înseamnă că e o companie bună, da? Adică, pentru că eu am dat un exemplu, am făcut un video în care mi-am spus, puteți să luați un omega 3 de 3 euro și puteți să luați un omega 3 de 15 euro, da? Și ca tu să ajungi la cantitatea aceea care este în 15 euro, poate trebuie să bei 30 de omega 3 de, sau 10 omega de 3 euro, da? Ca tu să ajungi la cantitatea de 15 euro. Da? Și uneori poți, este așa o vorbă, vrând să economisești, posibil să plătești două ori mai mult. Și de foarte multe așa se primești și asta în tot, și în haine și în orice. Așa că nu-i mereu strategia asta de a economisi, poate fi ceva bun. Da? De asemenea, trebuie să atrageți atenție dacă sunt produse unice sau nu în acea companie. Asta tot este foarte important, pentru că dacă sunt unele produse care le găsesc doar la o anumită companie, păi o să aveți toate șansele ca, dacă produsul cel e bun, oamenii o să fie anume la compania dată și o să cumpere produsul. Da? Și dacă o să fie așa ceva, desigur că o să fie mai ușor să lucrați și o să aveți, cum s-ar spune, o fișcă în mână, un cozăr în mână, da? Care voi puteți să-l folosiți și oamenii o să fie la voi să apeleze la serviciile voastre. Desigur că poate fi un produs cu care el intră în companie și deja se folosește și de restul produselor. Iarăși, la ce să mai atrageți atenția? Prețul, am spus, calitatea produsului, desigur, produsul unici, da? De asemenea, trebuie să atragi atenție și la planul de compensare, planul de marketing care este. Pentru că sunt companii care îți garantează marea și sarea și îți dau, practic, mai tot venitul lor pe care îl au din produsul ăla. Și desigur că, da, poate pe moment e foarte bine, dar dacă să vorbim din punct de vedere a termenului lung, da, într-un termen lung de dezvoltare, păi eu mă aștept să mă bag în așa companie unii, îmi dau prea mult. Pentru că, ok, poate pe moment să fac eu bani, dar eu mă gândesc la viitor, eu vreau să-mi dezvolt o afacere în care să câștig toată viața din compania asta, da? Și desigur că trebuie să aleg o companie unde nu e nici peste cap, unde îți garantează marea și sarea, dar nici unde muncești degeaba, da? Adică o companie în care cât de cât e un plan de compensare ok și tu ai toate șansele să te dezvolți și desigur asta se transforme în ceva pasiv pe viitor. Iată cam astea sunt punctele care, după părerea mea, puteți să atrageți atenție atunci când vă alegeți o companie mele mie. Voi ce companii mele mie mai cunoașteți? Vreau să înscriți aici în comentariu să știu ce companii sunt. Dacă sunt persoane care activează în companii mele mie, chiar vă rog să înscriți aici în comentariu, chiar sunt foarte curios. Dacă nu, atunci eu vă las și plec acasă, pentru că eu sunt la universitate, am terminat lecțiile și direct am intrat în live. Vă salut pentru toți care sunt aici. Nu mai sunt comentarii, da? Bine, dar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc o seară frumoasă, v-am pupat pe toți și desigur că mai vedem. O să mai intru în live, o să fac deja cât mai des live, o să fac cât mai des, cu atât mai bine. O să facem cunoștință, să mă cunoașteți mai bine, să înțelegeți cine sunt eu, cu ce mă ocup, ce fac. Poate o să găsească persoane care o să-i placă ceea ce fac eu și o să regăsească în ceea ce fac. Și o să zic, Dinu, vreau să merg cu tine, îmi place ceea ce faci, hai să lucrăm împreună. Cu drag, o să apelați la mine și eu o să vă ajut, o să vă ghidez. Și cam așa. Bine, o seară frumoasă, vă doresc și pa, pa!